Constanțianul Horiatecău și coechipierul său Jean-Julien Roger joacă chiar în aceste momente ultimul meci din faza grupelor la turneul campionilor. Ei au întâlnit perechea formată din francezii Nicolas Mahou și Pierre-Hugues Herbert și au nevoie de victorie pentru a se califica în semifinale. Partida nu este una cu miza doar în bani și punctele ATP, deoarece cu un set câștigat Horia și Jules vor termina pe primul loc grupa datorită rezultatelor din celelalte partide. Cu 4 puncte și 4 la 0 set averaj, favoriții doi vor probabil să evite un duel cu cea mai informă pereche de la acest turneu Florin Mergea și Rohan Bopanam. Aceștia din urmă și-au asigurat victoria în grupa a ieri.